Cambroz este foarte complicat. Eu am dat dispoziții să se intervină pe raza orașului, nu numai unde e domeniul public, care, unde noi avem obligația să asigurăm să nu existe ambrozie și nu numai atât, să fie bine întreținut spațiul peste tot, mai există punctual și chiar eu îi rog pe cetățeni să ne ajute semnalându-ne unde s-a mai scăpat de intervenții și este ambrozie, respectiv unde a recrescut, pentru că au fost intervenții peste tot, dar ea a crescut mai ales în acest an în care au fost multe ploi, a crescut extrem de viguros, a devenit mai vivace decât oricând și chiar ne dă de furcă. Dar în oraș sunt foarte multe terenuri care nu aparțin primăriei, unele aparțin statului român prin diverse instituții deconcentrate în teritoriu sau prin ministere în mod direct. Altele sunt proprietăți private, am dat dispoziții să se intre peste tot și să imputăm costurile intervenției proprietarilor. Sigur, e greu de luat o asemenea decizie, dar trebuie să invoc pericolul pentru populație. Sunt o mulțime de oameni, de cetățeni care suferă groaznic din cauza acestei plante, ori dacă proprietarii nu își îngrijesc proprietatea, degeaba îi amendăm, că amenzi s-au dat. Poliția locală a dat sute de amenzi și mereu prezintă și rapoarte în acest sens cu amenzile date. Amenda se încasează, poate nici nu se încasează, dar asta deja este mai puțin important. Important este că ambrozia rămâne acolo și că oamenii suferă din cauza ei. Ori noi trebuie să intervenim și să facem să nu mai fie ambrozie. Eu în sensul acesta am dat dispoziții și sigur, unii probabil că se gândesc să mă pedepsească pentru asta, așa cum și în alte situații în care eu zic că am invocat cu acoperire forța majoră, au sărit repede să profite și să mă sancționeze într-un fel sau altul, vorbind inclusiv de acțiuni penale pentru așa ceva, că probabil ei trăiesc cu acea lozincă, nicio faptă bună nu trebuie să scape nepedepsită.